Aflăm povestea ultimului cântec ascultat de Paul Iorga, de la fiul său, care tocmai lansează. Paul Iorga. Câte nopți am plâns de când ai plecat. Nu știu cine a spus. Salut. Am zis Paul Iorga, am zis în loc de Leo Iorga. Paul este el, Leo este... Se subînțelege, cred. Se subînțelege. Bine ai venit. Bine m-am găsit. Bună dimineața se numește cântecul ăsta. Și înțeleg că tatăl tău l-a apucat să-l ascultă, nu? Da, a fost ultima melodie pe care am apucat să-i arăt. Din ce ai creat tu? Din ce am creat eu, da. Din ce am apucat să-i arăt lui, a fost ultima piesă. Trebuia să o lansez în principiu înainte de moartea lui. Dar din păcate starea de sănătate a făcut să trească să avem grijă de el, în loc să stau eu să-mi văd de muzică. Și cumva... Și n-ai mai apucat să filmezi clip? N-am mai apucat să filmez clipul, am făcut ulterior tot ce s-a putut face și încât... Cred că așa s-a întâmplat, așa a fost să fie. Și ce ți-a zis atunci când ai ascultat? I-a plăcut foarte mult. Adică i-a plăcut foarte mult că e un, a face că e un pic rock așa și zic... M-a surprins senzația că mi-a zis. Dar tu mergeai așa cu creațiile tale, cu piesele tale, mergeai cu sfială la tatăl tău? Măi, oare ce o să zică bătrâne? Un pic așa, că e ciudat într-un fel, mai ales că diferă generațiile. Altă generație, alt stil. Da, complet alt stil, dar el aprecia foarte mult și întotdeauna a apreciat artiștii. Te mai mustra, te mai... Uneori, da. Aici aș fi cântat altfel. Nu, asta nu, m-a lăsat să fac ceea ce am vrut. Adică mi-a zis, fă ceea ce simți și fii tu. Asta era sfatul lui tot timpul și m-a susținut foarte să mult. Să știi că asta e foarte greu pentru un părinte care cumva dă mai departe copilului ceea ce face el. E foarte greu să nu-și așeze umbra asupra personalității copilului. Corect, mai ales că el a făcut treaba asta destul de bine și ar fi trebuit să iau exemplu cumva. Dar el mi-a spus tocmai asta, să fii unic. Asta tot timpul, asta, de fiecare dată mi-a spus treaba asta. Inclusiv la piesa asta, i-a plăcut că i-a fost face specială și zic ok. Până, cred că una dintre cele mai mari greșeli ale părinților este să încerce să îi facă pe copii să urmeze drumul pe care l-au urmat ei. Dar vorbim despre un alt om, alt destin, altă personalitate, chiar dacă e sânge din sângele tău. Da, corect. Din trupul tău. Corect, e un pic dificil. Inițial n-am vrut să-i urmez drumul, dar așa s-a întâmplat. Adică a fost o întâmplare, chiar o întâmplare, pot spune. Nu, înțeles. Nu s-a vrut. Cum ți se pare reacția oamenilor după ce ai dat drumul piesei pe... Am fost uimit pentru că am primit foarte multe share-uri pe Instagram. Am lansat piesa asta pe contul meu de YouTube. Și m-am avut emoții pentru că nu aveam niciun subscriber, nu o asculta, adică mă așteptam să nu asculte nimeni, să spun așa, și am avut o plăcută surpriză să văd atâția oameni care m-au susținut, artiști, inclusiv artiști. Măi, nu știu, recunosc, n-am ascultat piesa, dar piesa e bine, adică Oana Marica mi se pare că e exact ceea ce trebuia pentru da. Clipul ăsta. Da, este... Nu știu cine a ales-o, dacă ai ales-o tu, dar... Da, eu am venit cu ideea să vină ea, m-am bucurat mult că a acceptat. Are personalitate, adică da, e de acolo. Nu mă așteptam inițial să accepte, pentru că nefiind un artist cunoscut, consacrat, să spun așa, nu m-a așteptat timp. I-a plăcut piesa foarte mult și a avut încredere foarte în ea. Foarte mișto, foarte mișto de în... Mulțumesc mult de tot. Mă bucur că i-a ieșit clipul bine, sper că și eu am ieșit bine, nu numai ea. Nu, ești ok și tu, dar acum iartă-mă că mă uit la ea. Normal, și nu mă uit la tine. Bărbați. Până la urmă. Cum a fost în Panama? Da, nu pot să zic că nu m-am relaxat bine de tot. Foarte frumos a fost. Ai avut nevoie. Da, păi tocmai de asta mi-am luat o vacanță de 2 săptămâni, pentru că după ce s-a întâmplat au fost sărbători, n-am putut să plec, am stat lângă mama mea cât de mult posibil și apoi acum am reușit să plec. Și a fost superb, a fost exact ce aveam nevoie, 2 săptămâni perfecte, gen să stau să mă relaxez pe insule, să nu mai aud nimic, să mai am net, să nu mai am, să fie acolo, să stau eu cu mine, să spun așa un pic. Și în timp a fost lansată și piesa. Și atunci era o problemă, că eram pe insule și nu aveam net, să stau să văd ce se întâmplă. Nu puteai să dai share. Da, eram emoționat, nu știam. Da, să văd, mamă, cine a intrat, ce s-a mai întâmplat, să văd, să-i fac promovare. Bun, hai să intrăm în promovare cu piesa, ultimul cântec.